Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Black Badger. Numele meu este Bogdan și în episodul de astăzi voi încerca să reciclez câteva resturi de pal crud și plăci încleiate din lemn pentru a crea un blat cu aspect vintage pentru terasa mea. Va fi un video destul de lung, așa că haideți să-i dăm drumul. Am început prin a tăia o bucată de rez de pal crud cu grosimea de 25 de mm rămasă de la construcția mesei mele de lucru. Voi folosi piesele rezultate ca substrat, peste care voi lipi ulterior plăcile de lemn. Pentru că nu am avut o bucată de rez suficient de lungă ca să pot ajunge la dimensiunea dorită cu o singură îmbinare, am fost nevoit să tai două bucăți mai mici din resturile rămase. Am folosit apoi demontabil minifix, cepuri de lemn de 8 mm și aracet pentru a îmbina cele 4 piese. Această soluție nu este cea mai solidă în cazul de față, însă, în momentul în care voi lamina bucățile de lemn deasupra, totul se va rigidiza suficient de mult pentru aplicația noastră de astăzi. După ce am terminat îmbinările și am verificat faptul că sunt la dimensiunea corectă, am trecut la tăierea plăcilor de lemn pe care le voi lamina deasupra. Acestea sunt resturi de fac nucleat cu grosimea de 18 mm rămase de la proiecte mai vechi. Plăcile nu sunt în cea mai bună stare, ele fiind destul de curbate și cu multe crăpături între elemente, motiv pentru care va trebui să folosesc o și mai îngustă, dar cu puțină imaginație și destul de multă muncă, voi transforma aceste neajunsuri într-un avantaj pentru mine. We'll be right back.
Am tăiat apoi capeții tuturor pieselor pentru a scăpa de cât mai multe defecte și pentru a crea un unghi cât mai corect pentru îmbinări. Pentru a lipi bucățile de lemn peste palul crud, am folosit aracet și am început laminarea din mijlocul blatului, astfel încât prima bucată de lemn să acopere toate cele trei îmbinări ale bucăților de pal, rigidizând astfel toată construcția. Evident, nu am avut timpul și numărul de menghine necesare pentru a aștepta ca fiecare bucată laminată să se lipească independent, așa că am folosit cuie de 40 de mm pentru a fixa mecanic bucățile de lemn de substratul din pal. Această metodă mi-a permis să mișc ceva mai repede și să pot lipi independent fiecare bucată de placă din lemn. Am trecut apoi la tăierea și lipirea unui nou set de plăci încleiate.
Am alternat locul îmbinărilor atât între bucățile de lemn, cât și între acestea și substratul din pal crud. Motivul pentru care plăcile sunt mai late decât substratul din pal este faptul că pentru overhang voi folosi lemn și pe partea de jos, astfel încât să lasi impresia unui plat confecționat integral din fag. Pentru a compensa diferența de grosime dintre palul de 25 mm pe care l-am folosit ca substrat pentru blat și plăcile de 18 mm pe care le folosesc pe partea din față, am tăiat rapid câteva fâșii de PFL pe care le-am laminat între bucățile de lemn. Am ajuns astfel ca partea din fața blatului să aibă o grosime ușor mai mare decât partea din spate, însă lucrul acesta îl vom rezolva mai târziu. Folosit și pe partea din față cuie pentru a crea o conexiune mecanică între toate componentele. După ce am terminat laminarea plăcilor din lemn, am trecut la tăierea la dimensiunea capeților, apoi am trasat o linie coață cu ceară și am îndreptat partea din fața blatului. În cazul în care aveți de gând să încercați un proiect similar, nu încercați să lucrați cu dimensiuni precise din start, ci mai degrabă lăsați toate piesele mai lungi și la final tăiați-le la dimensiunea corectă.
Am aplicat apoi un strat de chit de lemn alb peste toate îmbinările și defectele din plăcile de lemn. Am ales să folosesc acest kit alb în detrimentul unuia care se imite culoarea lemnului, pentru că ulterior voi folosi o vopsea cerată, de asemenea albă, pentru a crea aspectul vintage al blatului la care lucrez și nu știu exact cum va reacționa vopseaua peste un kit de altă culoare. În pregătire pentru laminarea cantului din fața blatului, am folosit un șlefuitor cu bandă pentru a pregăti suprafața. Am tăiat și laminat apoi fâșii din lemn peste cantul din față. Observați că am folosit o tăietură oblică pentru a crea o suprafață cât mai mare pentru a aplica adeziv între îmbinările pe capeții fâșiilor. Obținem astfel o îmbinare mai durabilă în timp. Fel ca până acum, am folosit cuie pentru a asigura o conexiune mecanică între componente. Dat fiind felul în care voi finisa blatul, acestea vor fi acoperite și se vor integra în aspectul general vintage pe care îl urmăresc. Pentru că vremea mi-a permis, am început ziua 2 de lucru afară. Am folosit o rindea electrică pentru a degroșa fâșiile laminate pe cantul din față. Am trecut apoi la cea mai plictisitoare parte a acestui proiect, și anume șlefuirea. Pentru început am folosit un șlefuitor cu bandă și o hârtie abrazivă cu granulație de 60 pentru a ajunge rapid la o suprafață cât mai dreaptă.
Am adăugat apoi chid de lemn acolo unde a fost necesar și am folosit un creion pentru a trasa linii pe toată suprafața blatului. Acest lucru este necesar atunci când vine vorba despre folosirea unui șlefuitor orbital pentru a vă asigura că șlefuiți întreaga suprafață și nu lăsați locuri neatinse. Pentru această etapă am trecut progresiv de la hârtie abrazivă cu granulație de 80 la 120 și apoi 240. Pentru un finisaj cât mai plăcut la atingere, am ridicat fibra de pe suprafața lemnului folosind un pulverizator cu apă. Aceasta este o etapă esențială în obținerea unei suprafețe plăcute la atingere. Am întors apoi blatul și am șlefuit partea de jos și cantul, trecând prin aceeași pași ca și până acum. Pentru cant am ales să folosesc o frezare rotundă, atât pentru că se potrivește foarte bine cu aspectul general pe care îl urmăresc, cât și pentru faptul că este foarte plăcută la atingere. Am folosit apoi hârtie abrazivă cu granulație de 240 pentru a finisa manual frezajul. Așa cum vă spuneam la începutul clipului, pentru finisare am ales să folosesc o vopsea albă, cerată, pe care am aplicat-o pe partea de jos a blatului, nediluată, folosind o pensulă în strat ceva mai gros pentru o bună protecție în timp. We'll be right back.
Am întors apoi blatul cu fața în sus și am repetat operațiunea de frezare și șlefuire pentru a obține același finisaj rotund și pe partea superioară a cantului. Pentru partea superioară am diluat vopseaua rămasă cu aproximativ 5% apă și am aplicat-o pe toată suprafața folosind un rol cu burete. Având în vedere faptul că finisajul final impune șlefuirea după vopsire, nu mă interesează foarte mult felul în care aplic vopseaua, dar mă interesează ca aceasta să fie aplicată uniform pe toată suprafața. Cât timp am lăsat vopseaua la uscat, am făcut măsurătorile necesare pentru a tăia blatul la dimensiunile finale. După cum vedeți, pereții nu sunt la un unghi de 90 de grade, așa că am fost nevoit să compensez pentru diferențe. În total vorbim despre o diferență de 25 mm, împărțită în 10 mm pe partea dreaptă și 15 mm pe partea stângă a blatului. Acest fapt este unul comun, așa că dacă doriți să încercați un proiect similar, vă sfătuiesc să vă acordați un minim de 5 cm în plus ca lungime pentru a putea tăia blatul după pereți. Se poate folosi și un șablon pentru tăierea finală, însă în cazul meu acest lucru nu este necesar, întrucât măsurătorile au fost destul de simple. După tăierea la dimensiune, am folosit un disc abraziv cu granulație de 240 pentru a șlefui manual blatul. Acesta nu este un pas obligatoriu, însă l-am făcut pentru a putea observa în lumină directă orice eventuale defecte pe care le-aș fi putut corecta acum. Din fericire, nu a fost nevoie de așa ceva, așa că am trecut la poziționarea finală a blatului. Totul s-a potrivit perfect și nu au fost necesare retușuri ulterioare ale dimensiunilor. Odată poziționat blatul, am trecut la șlefuirea parțială a vopselei. Am preferat să fac această operație pe poziția finală pentru a putea estima cât de mult doresc să îndepărtez din vopsea folosind lumina naturală disponibilă în locul respectiv.
am început prin a șlefui manual, însă, cu toate că vopseaua a fost ușor diluată, finisajul a fost unul destul de dur, așa că am trecut din nou la șlefuitorul orbital, folosind discul cu granulația de 240. Am folosit și un compresor pentru a sufla în permanență praful creat de pe suprafața blatului, pentru a putea vedea cu exactitate câtă vopsea îndepărtez și de unde. Ca strat final de protecție, am folosit un lac incolor mat pe bază de apă pe care l-am aplicat în 3 straturi subțiri, folosind un rol de burete. Am așteptat aproximativ 60 de minute pentru uscarea fiecărui strat și am șlefuit între aplicări cu hârtie abrazivă având granulația de 240. După fiecare șlefuire, am curățat suprafața folosind o lavetă din microfibră și aer comprimat. Odată aplicate cele 3 straturi de lac, am încheiat proiectul nostru de astăzi. În episodul viitor mă voi ocupa de ușile corpurilor pentru care am făcut acest blat.
Dacă lucrurile pe care le-ați văzut aici vă sunt utile, nu uitați să dați like și subscribe. Mulțumesc pentru vizionare, pe data viitoare!